Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. De ce iubim toamna, cei care iubesc toamna, doar când te gândești la frunzele galbene, roșietice, arămii, parcă ți se umple sufletul de bucurie la vederea atâtor culori pe care le-a lăsat Dumnezeu în natură. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Valentin Făt. Ce părere aveți despre toamnă? Eu chiar iubesc toamna și îmi place tare mult anotimpul ăsta. Poate că are legătură și cu faptul că sunt născut în mijlocul toamnei și mă bucur practic de fiecare detaliu. Începând de la roadele câmpului, îmi plac strugurii, îmi plac gogoșarii ăștia așa roșii și vemoși, îmi place zacusca. Cu gust adevărat, gogoșarii cu gust adevărat, nu... Cu gust adevărat, da, așa care pocnesc atunci când muși din ei. Îmi place zacusca, deși nu îmi face foarte bine și tare mult îmi place cerul ăsta de toamnă, care e așa de un albastru mai intens în general, și îmi plac frunzele astea, probabil simbolul cel mai des folosit și care ne vine în minte atunci când ne gândim la toamnă, frunzele astea care foșnesc atunci când calci pe ele. Adevărul că întotdeauna culorile toamnei au ceva absolut incredibil. Cred că niciun artist n-ar fi în stare să picteze ceea ce face Dumnezeu în fiecare toamnă în jurul nostru. Exact, și sunt ce îmi place mie la toamnă este intensitatea culorilor. E un galben intens, un roșu intens la frunze, cerul de un albastru intens. Toate lucrurile astea au așa o nuanță, nu-i niciun pic de spălăceală sau de ambiguitate în toată culoarea asta, în tot peisajul ăsta. De ce a lăsat Dumnezeu 4 anotimpuri peste noi? În majoritatea zonelor globului sunt 4 anotimpuri, sunt și zone în care nu sunt 4. Da, foarte interesant că le-a lăsat Dumnezeu și după potop spune foarte clar că nu o să înceteze. Așa o să continue lucrurile până la capăt. Cred că fiecare anotimp are frumusețea lui și cred că mai mult decât atât, fiecare anotimp ne învață ceva. Traian Dorz la un moment dat scria o poezie și Costache Ioanid la fel, erau fascinați de natură și prin poeziile lor ne reamintesc că putem să învățăm multe lucruri, inclusiv din această succesiune a anotimpurilor și inclusiv atunci când privim la toamnă. Cred că avem multe lucruri de învățat pe lângă faptul că ne delectăm. Cred că trebuie să învățăm să ascultăm un pic la vocea lui Dumnezeu care ne vorbește inclusiv prin natură. Foarte interesant că oamenii se chinuie să schimbe cam tot ce pot să schimbe, inclusiv luptă împotriva bisericii, luptă împotriva familiei. Până la urmă poate vor fi unii care vor vrea să schimbe toamna cu primăvara sau invers, să le inverseze. Păi tot timpul, cel puțin la trecerea dinspre iarnă, spre primăvară, unii aproape că ajung și la înjurături că nu mai vine primăvară odată, în permanență ne exprimăm nemulțumirea în legătură cu lucrurile astea, dar vezi că schimbăm destul de multe lucruri și în general după ce am făcut schimbarea în anumite privințe ne dăm seama că totuși era mai bine și așa cum sunt ele în forma lor naturală și vezi că lumea de astăzi e oarecum înnebunită și obsedată să se întoarcă la lucrurile naturale, la chestiile de la țară, la aerul curat și așa mai departe. Ne-am clădit o civilizație paradoxal de care tot noi fugim acum. Cred că sovieticii la un moment dat au stabilit ca săptămâna să aibă 10 zile, nu 7. Și sovieticii s-au jucat cu asta și atunci când a izbucnit atât de lăudata și totuși infama Revoluție Franceză. Revoluția Franceză, da. Da, și sovieticii, și comuniștii, și cei cu Revoluția Franceză, oamenii s-au jucat adeseori cu lucruri care sunt înscrise în ordinea creației, cu ritmicitatea pe care Dumnezeu a impus-o lucrurilor și întotdeauna când facem lucrul ăsta, observăm mai târziu că ne costă.
Foarte interesant că în Geneza, după potop, după ce Dumnezeu distruge pământul prin potop, în Geneza 8 scrie Noe, Noe și familia lui au scăpat de potop pe o arcă pe care Dumnezeu i-a spus cum să o construiască, împreună cu câte o pereche din toate viețuitoarele pământului. Spune Noe, a zidit un altar Domnului, a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus arderi de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui, nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui și nu voi mai lovi tot ce este viu cum am făcut. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Foarte interesant această punere pe o traiectorie foarte clară din partea lui Dumnezeu. Da, da, exact. Dumnezeu este cel care, adeseori noi ne gândim la Dumnezeu doar atunci când mergem la biserică, l-asociem cu biserica și cu viața bisericească, dar versetul ăsta ne amintește că Dumnezeu este creatorul. Dumnezeu este creatorul și El a impus toată ritmicitatea aceasta, e domnul naturii al universului și până la urmă este și domnul istoriei. Este domn peste întreaga creație și peste tot ce se întâmplă, indiferent dacă omul acceptă sau nu domnia și suveranitatea, stăpânirea lui Dumnezeu peste toate lucrurile. Există și o parte de tristețe în toamnă. Cred că se numea astenia de primăvară, nu de toamnă, dar există și toamna o parte așa de tristețe în sufletele noastre. Există ceva ciudat, aș spune paradoxal, legat de toamnă și anume că toamna este până la urmă un anotimp al sfârșitului. Toamna ne arată și ne învață că lucrurile se termină și aș îndrăzni să spun chiar că este un anotimp al morții, frunzele care cad jos, plantele din grădină care se ofilesc și se usucă. Dar ceea ce aș vrea să subliniez este că deși toamna ne vorbește despre moarte, ne vorbește despre o moarte frumoasă și practic aș merge atât de departe încât să spun că toamna și natura care e atât de frumoasă în prag de toamnă ne învață cum să murim și trei lucruri aici. Este în primul rând o moarte rodnică. Copacii a căror frunze cad și-au adus roadele de care ne bucurăm, la fel plantele din grădină și așa mai departe. Este o moarte folositoare, a fost o viață, viața acelor plante, acelor arbori a fost trăită cu folos și acum ne bucurăm de roadele care rămân. Și mai mult decât atât, dacă tot vorbim de frunzele galbene și roșii și așa mai departe, este o moarte frumoasă. Spunea la un moment dat unul din tinerii bisericii noastre că natura moare, dar știe să moară cu stil. Și tare mult mi-a plăcut gândul ăsta. Moare într-un mod frumos, așa, în mod estetic. Și pe lângă asta, aș spune că moartea asta a naturii e o moarte împăcată, nu-i cu zvârcolit, nu, este ceva care vine parcă așa, vine așa natural. Dar oricum, deși ne vorbește despre moarte toamna, nu ne necăjim prea tare, pentru că știm că deși urmează iarna și lucrurile se înrăutățesc și mai tare, va veni primăvara. Și până la urmă, nădejdea asta a faptului că natura va învia primăvara face ca toamna să nu fie prea tristă și povara ei să nu fie insuportabilă. Și la fel, cred că toate lucrurile astea se aplică și în viața credincioșilor. Până la urmă, putem să trăim frumos, putem să și murim frumos și durerea morții nu ne copleșește pentru că avem nădejdea și chiar mai mult decât nădejdea, avem certitudinea învierii. Certitudinea că deși lucrul pare improbabil, așa cum în miezul iernii nu ți se pare că o să mai învie ceva la viață vreodată, e tot acoperit de zăpadă și gheață, știi că în cele din urmă primăvara va veni și viața și învierea o să biruiască. Pe de altă parte, este foarte frumoasă zăpada atunci când se așterne și peste orice culoare neagră, gri, cenușie sau frunze moarte sau clădiri de beton se așterne zăpada albă. Este, parcă ar fi un semn de dragoste din partea lui Dumnezeu. Exact.
Exact. Eclesiastul spunea, Solomon spunea în Eclesiastul că Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea lui și în lista aia de lucruri sunt unele mai grele, unele mai dureroase, altele mai plăcute, dar la fel ca și anotimpurile și anotimpurile vieții noastre și perioadele și întâmplările, atunci când căutăm să fim în voia lui Dumnezeu și în ascultare de El, Dumnezeu face ca toate să fie frumoase și să lucreze ceva frumos în noi și prin noi. Versetul acesta din Geneza care spune cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea, se termină cu ziua și noaptea. Și mi-amintesc un alt verset din Biblie care spune, voi sunteți fii ai zilei și ai luminii, nu ai întunericului, nu ai nopții. Din moment ce Dumnezeu a lăsat și ziua și noaptea, de ce spune că noi trebuie să fim fii ai zilei și să trăim frumos ca în timpul zilei și fii ai luminii? Care este diferența între fii ai luminii și fii ai întunericului? Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor în predica de pe munte atunci când le vorbea, voi sunteți lumina lumii. Lumea trăiește în întuneric, în sensul în care nu îl cunoaște pe Dumnezeu și nu cunoaște revelația lui Dumnezeu și pentru că nu îl cunoaște pe Dumnezeu, nici descoperirea lui, lumea nu poate să înțeleagă și să perceapă realitatea. Viața nu poți să o înțelegi decât atunci când o pui în perspectiva și în lumina Bibliei. Foarte mulți oameni și chiar și în zilele noastre vin cu fel și fel de filozofii, noi le numim concepții despre lume și viață, și spun, uite, asta suntem de aici, venim, ăsta e scopul nostru, sau sunt unii care vin și spun, știi ceva, în cele din urmă n-avem niciun scop, e un fel de întuneric total. Dar atunci când vii la Dumnezeu și când vii la descoperirea Lui în Scripturi și când îl vezi pe Hristos care a trăit acea viață desăvârșită, atunci lumea începe să capete sens. Atunci primești acele date care te ajută să interpretezi viața, când vii la Scripturi și interpretezi viața în lumina lor, în lumina ceea ce este scris acolo, spui acel aha, acum am înțeles, acum au sens, acum, până acum era întuneric sau era ceață, dar acum pot să văd lucrurile limpede și practic noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, suntem chemați să trăim viața așa cum a rânduit-o Dumnezeu pentru noi și așa cum ne-a arătat Domnul Iisus Hristos că trebuie ea trăită. Și în momentul în care facem lucrul acesta, noi arătăm practic ce înseamnă și care este viața adevărată, care este viața aceea abundentă pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare om. Pentru că trăim în adevăr și a trăi în adevăr înseamnă a trăi conform cu realitatea. Și pentru că Dumnezeu este creatorul, dacă nu trăiești conform cu ceea ce El a pregătit, conform cu modul în care El a proiectat lucrurile, practic trăiești, mergi contra curentului, ca să zic așa, și o viață frustrantă și lipsită de împlinire. Există un aspect foarte interesant care ține tot de partea, de legătura dintre practic, dintre frumusețea din jurul nostru și partea teologică și partea de apropiere de Dumnezeu. Un verset din Ieremia, capitolul 8, care scrie, secerișul a trecut. Și a trecut secerișul, deja lucrurile sunt în hambare, roadele câmpului sunt în hambare, cele care n-au fost consumate deja. Spune, secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. Este un strigăt de tristețe din partea prorocului Ieremia. De ce le leagă de seceriș, de vară, de lucrurile care trec și tot nu suntem mântuiți? Da, Dumnezeu este Cel care pune la dispoziția noastră toate resursele Lui. Este Cel care a creat o lume minunată și a creat universul acesta ca o casă pentru om în care noi să putem trăi. Dumnezeu este Acela care a făcut totul prin Hristos pentru mântuirea noastră deplină și iertarea noastră deplină. Dumnezeu e Cel care ne-a dat Duhul Lui Cel Sfânt, ne-a dat Cuvântul Lui, ne-a dat Biserica, părtășia fraților și a surorilor, ne-a dat absolut tot ceea ce aveam nevoie
și avem nevoie ca să trăim acea viață deplină și acea viață binecuvântată și în ciuda faptului că, așa cum zicea și Petru, dumnezeiasca lui putere va da tot în ce privește viața și evlavia, în ciuda faptului că avem toate resursele astea la îndemâna noastră, în lipsa noastră de înțelepciune, adeseori le nesocotim și alegem să trăim acea viață departe de Dumnezeu, alegem să trăim acea viață sărăcăcioasă și acea viață neîmplinitoare, deși din nou și din nou de-a lungul timpului Dumnezeu a pus la dispoziția noastră tot ceea ce aveam nevoie. Profetul Ieremia spunea la un moment dat, și cred că un verset foarte relevant, spunea poporului: ați părăsit pe Domnul, izvorul apelor vii, și v-ați făcut voi niște puțuri crăpate care nu reușesc să țină apa. Mai există încă un aspect pe care aș vrea să-l atingem spre finalul discuției noastre despre toamnă, despre frumusețea toamnei, despre tristețea toamnei, despre frumusețea lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut în echilibru în jurul nostru cu atât de multă dăruire și dragoste. Și am avut mai de mult un interviu cu un fermier care spunea: pentru un kilogram de grâu Dumnezeu dă aproximativ 1500 de litri de apă, o tonă și jumătate de apă pentru un kilogram de grâu, iar pentru un kilogram de carne de vită este nevoie de aproximativ 3000 de litri de apă, 3 tone de apă. Deci Dumnezeu dă dacă ar trebui doar să plătim o tonă și jumătate sau 3 tone de apă de la robinet, cât ne-ar costa? Și Dumnezeu o dă peste câmp. E atât de interesant că noi ne credem mari și tari în perioada asta și spunem: avem tehnologie și ne descurcăm și nu mai avem nevoie de Dumnezeu, aveau nevoie cei înapoiați din trecut. Dar vorbind despre fermier acum, fermierul poate să pună sămânța în pământ, dar Dumnezeu este cel care face să crească sămânța și Dumnezeu este cel care dă ploaia, tonele alea de apă despre care vorbeai. Și e foarte interesant că putem să facem anumite lucruri, dar ceea ce este esențial în cele din urmă, creșterea plantei, hrănirea plantei, nu ține de noi și nu depinde de noi, ci de puterea lui Dumnezeu și de mila lui Dumnezeu. Asta fie că recunoaștem, fie că nu recunoaștem, tot Domnul Iisus spunea: Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi și face să răsară soarele lui și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Domnul este bun și cred că asta ne spune și toamna și succesiunea anotimpurilor și tot ce se întâmplă în jurul nostru. Și ultimul subiect pe care aș vrea să-l abordăm în Evanghelia după Marcu și în Evanghelii scrie: luați învățătura de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Și apoi vorbește în Matei, spune: rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Deci sunt două lucruri foarte interesante legate de sfârșitul veacurilor. Și anume să ne uităm la smochin, să vedem și să înțelegem de la el, și apoi este vorba despre o fugă. Despre ce este vorba? Da, acum mi-ai lansat versetele astea care ar trebui puse în context și ar necesita un comentariu foarte, foarte îndelungat. Un studiu de vreo 6 luni. Așa, un studiu de vreo 6 luni și interviul nostru trebuie să fie mai scurt, dar îmi place atunci când Domnul Iisus Hristos le spune: priviți la natură și învățați de acolo. La un moment dat, ca să fac lucrurile și mai complicate, citesc și eu un al treilea verset: farisei vin și pun o întrebare Domnului Iisus și el îi mustră foarte aspru și spune: fața cerului știți să o citiți, dacă e cerul roșu poți omorâți, știți că o să vină ploaie, sau dacă e așa cerul, știți că vremea va fi așa. Zice: știți să interpretați lucrurile astea, dar semnele vremurilor nu știți să le descoperiți. Și apoi le spune: pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus le spune că ar trebui să poată să interpreteze anumite lucruri, ar trebui să poată să tragă concluzii, să-și folosească judecata. Și cred că privind în natură și privind în istorie, putem și privind la ce se întâmplă în jurul nostru și în același timp filtrând toate acestea prin învățătura scripturilor,
putem să tragem multe învățături și putem să învățăm să ne trăim viața cu mai multă înțelepciune. Hristos este cel care îndeamnă să privim și la natură și El a făcut-o adesea, să privim și la istorie și să privim la scripturi și în felul ăsta cred că vom putea să ne trăim viața cu mai multă înțelepciune și până la urmă se apropie sărbătorile de iarnă când ne amintim că Domnul Iisus a venit prima oară, să începem să ne pregătim pentru cea de-a doua sa venire. Ăsta e până la urmă cel mai important lucru. Atunci când El va veni, să putem să stăm în picioare înaintea Lui. Extraordinar final, aș vrea să vă rog acum să înălțăm o rugăciune împreună cu toți ascultătorii noștri care doresc să se unească în această rugăciune, care își doresc să poată să stea în picioare înaintea Domnului Iisus Hristos atunci când El va veni a doua oară și nu va mai veni ca mântuitor, ci va veni ca judecător. Prima oară a venit ca mântuitor, a doua oară va veni ca judecător. Să înălțăm o rugăciune gândindu-ne și la frumusețea Toamnei, gândindu-ne la dragostea, la harul lui Dumnezeu revărsat dumnezeiește peste noi. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și numele Tău îl binecuvântăm pentru bunătatea Lui, pentru că ne-ai îngăduit să ne bucurăm de încă o toamnă cu toată frumusețea ei și, Doamne, toate astea ne îndreaptă gândurile înspre Tine și ne vorbesc despre frumusețea Ta. Ajută-ne, Doamne, să rămânem cu privirea țintită la Tine și, Doamne, în vremurile acestea ajută-ne să înțelegem și să credem că Tu te vei întoarce și ajută-ne să fim pregătiți. Să fim pregătiți pentru clipa morții, să fim pregătiți pentru momentul revenirii Tale și să Te iubim tot mai mult, Doamne Iisuse, în fiecare clipă din viața noastră. Rămâi cu noi și rămâi binecuvântarea și bucuria noastră mai pe sus de orice. Amin. Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Valentin Făt, am discutat despre frumusețea toamnei, de ce iubim toamna, de ce iubim frumusețea pe care Dumnezeu a revărsat-o cu o mână atât de largă, cu atâta dragoste, cu atâta belșug peste întreaga natură. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!